ne pregătim să mergem la Aura Sky Pool. Ce mă fac acum? Nu mai vreau să plec. Deci nici nu sunt nervoasă acum. Nu, foarte tare. Bună dimineața, este 5 și 5. Oră perfectă, dar ne pregătim să mergem la Aura Sky Pool. În cele din urmă am găsit un loc acolo foarte greu, așa că dacă vreți să mergeți, trebuie să faceți rezervare cu foarte mult timp înainte. Noi am găsit, cred că este o canapea, nici măcar pat din acela, și asta acum vreo 3 săptămâni am rezervat pentru 3 ore să vedem răsăritul. Aveau această ofertă de 2 ore această lună și noi am prins una din aceste zile în care practic putem vedea răsăritul de la ei, de la ora 6 dimineața până la ora 9, iar prețul pentru un astfel de acces a fost de 300 de dirham de persoană. Să vedem dacă se merită sau nu, o să vă spunem chiar de acolo. Am ajuns aici la Aura Sky Pool. Am primit această canapea. Știam de când am făcut rezervarea că nu s-a putut acel pat, acel șezlong de fapt, și totuși nu este foarte rău. Arată chiar foarte bine. Vederea este către Burj Al Arab. Totuși cred că soarele răsare din cealaltă parte, așa că va trebui să mergem acolo. Am primit cadou și sper că am primit o cadou, dar parcă așa am înțeles, ceva de gift. Stai, care și ceva înăuntru, stai să vedem ce e. Oh, un evantai. Și o gentuță mai mică. Asta e foarte bună. Cute. Și aici și un meniu din partea lor. O să comandăm ceva de mâncare, un mic dejun probabil. Prețurile sunt undeva la 70, 95, 50, cam pe acolo sunt toate. Cam atât momentan, până când apare soarele. Cât de frumos începe să vadă răsăritul de la 200 de metri altitudine. Un view foarte drăguț. O să mergem imediat și pe partea cealaltă să vedem cum se vede. Fac acum, nu mai vreau să plec. E aproape ora 9 și 8.56 și trebuie să părăsim locul, dar a fost foarte fain. Chiar mi-a plăcut, am crezut inițial că este mai de Instagram așa și că e mică piscina, dar nu, chiar e foarte interesant, fiind și 360, poți să mergi și în cealaltă parte, vezi practic tot Dubaiul de sus, de la 200 de metri altitudine, și e o experiență care merită încercată, plus faptul că și la toalete, când am intrat, să-ți sluși părul cu aparat cum este Dyson, care știm cu toții că este foarte scump și nu îți permiți oricând să
îți cumpere așa ceva și aici era la discreție orice aveai nevoie. Cam atât de aici și chiar zic că este o experiență pe care puteți să o încercați și voi dacă ajungeți în Dubai. Așteptăm să fie un autocar sau mai multe persoane, dar se pare că vom mai fi încă 4 sau 5 persoane. Așa că o să vedem cum va fi această experiență, o să filmăm totul de acolo, mai multe din tocmai din deșert. Am ajuns la Buggy Camp, după o oră de mers cu acel jeep. Acum urmează să facem acest safari în deșert. Aici este un camp unde se pot lua diferite băuturi sau costumați ceva de acolo în stil arabesc. Și acum suntem pregătiți să înceapă această aventură. Deci nici nu sunt nervoasă acum. Nu, foarte tare. Deci am plătit extra 864 de dirham ca să mergem. Stai să arăt că... Deci noi am crezut că avem chestiile astea incluse și de fapt nu sunt incluse și dacă voiam să luăm un ATV de genul acesta trebuia să plătim 800 sau cât de dirham și doar aici în interior. Cred că mai puțin de 800, dar oricum e foarte mult, adică să mai dăm extra 800 dată ce deja am plătit 119 euro. Așa știau și ceilalți că este inclus, că nu specifica nicăieri că nu este, dar da, asta e. Bine că ai avut banii la tine. Stai că nu mai înțeleg nimic. Sultan. Ne-am urcat într-un buggy din acela, i-a dat afară din el. Adventures, exactly. Acum nu știu ce facem aici. 800. Nici nu știu ce fac cei din spatele meu din Anglia, cred că sunt. Nu cred că și vor închiria nimic. Și ne vor aștepta aici 30 de minute cât facem noi turul acesta. Foarte dezamăgitor, mai ales că nu scria absolut nicăieri pe site că nu este inclus. Tipul ăsta cu baticurile ne-a tot agasat. Îmi place în desert. Nu știu ce calculează ăștia aici. Deci a fost o greșeală și noi avem asigurat în acest tur, așa că ne întoarcem și este totul în regulă. Chiar m-am speriat. Putem să plecăm, să începem aventura, dar noi deja am început-o. Da, chiar mă luase așa palpitațiile, că doar scria că este inclus. Dar na, te aștepți la orice, mai ales că se fac tot felul de schemuri și lucruri pe internet și mai ales că am luat-o prin TripAdvisor, da. Dar e bine, când se termină cu bine. Guys, you take from here soft drink, water, okay? Yeah. And then have a dates, coffee, you drink coffee. Deci suntem pregătiți, acum am primit casca. Totul este conform planului, exact așa cum am achiziționat de fapt biletul inițial.
S-a fost o neînțelegere, dar este bine. Totul s-a clarificat la tine. Cu ATV-uri, care chiar vi-l recomand, a fost foarte fain. Ați văzut că la început am fost foarte supărată de faptul că trebuie să plătim un plus pentru această activitate, însă s-a dovedit a fi o greșeală și noi aveam inclus în acest tur organizat de Ocean Air Travels. Este foarte fain această activitate pe dune și chiar mi-a plăcut foarte mult. Urmează să mergem într-un camp tradițional și să facem acel ride cu cămile. Însă, până atunci, mai stăm puțin aici ca să se strângă tot grupul, iar apoi vă filmăm de acolo. Dulciurile arăbești. Let's try it. Sunt foarte bune. Sunt găgoși. In Arabic, cool. Start from right to left. Okay. Are you from here? I born here. Wow.
Tocmai ce am văzut Jupiter și Saturn. Foarte fain. Acesta a fost tripul nostru în deșert și sper că v-a plăcut. Pentru noi a fost o experiență foarte plăcută, ignorând începutul unde s-a făcut o mică greșeală. Restul totul a fost extraordinar. Mâncarea de aici, oamenii, tot ceea ce ne-au prezentat, activitățile din această seară au fost super faine și vă recomandăm și vouă acest lucru. Și am și acest desen superb care abia aștept să-i usuce. Da, totul a fost extraordinar. Așa că să ne spuneți și părerea voastră când o să veniți aici.